Nu, nu, nu. Domnul Gib Gabriel, da, postează și simte nevoia să anunțe și data postării, deși pe Facebook, din câte mi-amintesc, că aveai data în... Îți apărea acolo. Acum scrie că e 23 și după aia o să scrie data. Mă rog. Ia mergeți acolo puțin cu mouse-ul. Că scrie că e pe 7. Nu, lângă, aici. Acolo, da. Atunci nu scrie data, cine păi nu, scrie nebun? Că a fost publicat marți 17 septembrie la 19:02 minute, dar dânsul ne spune că a publicat, luați asta, dați mânuța, așa, septembrie 16. Antedatat-o dânsul, pe șmecherie. Da. Așa, totuși capătă un sens, de-aia a pus altă dată ca să... Bun. Deși mi-am propus în mod expres să nu vorbesc nici de bine, nici de rău despre Diana Șoșoacă, cel puțin până la sfârșitul anului, adică până după alegeri, văzând publicitatea deșanțată și mincinoasă pe care și-o face, sau pe care o fac discipul ei habotnici, fac aici o paranteză mai largă. Pe unii din ei, dintre ei era corect, îi respect și admir, cu alții am rămas prieteni, deci nu mă pot lua de ei cu dușmănie, dar nu pot să tac, adevărul trebuie spus, trebuie să iasă la iveală, sunt mirat de modul în care e, dar ce e, frate, poet obzecist, n-are decât virgule, nu lucrează cu toate semnele de punctuație. Conte, îmi place, da. Păi unde se termină fraza? Abia aici? Dom'le... Bă, nu. Că să nu fiu părtaș la așa. Este adevărat că Diana Șoșoacă a fost, de departe, campionul lorilor de cuvânt în legislatura care tocmai se încheie. A vorbit mult despre vrute și nevrute în fiecare ședință. Dacă ar fi avut voie, ar fi vorbit mai mult, ar fi monopolizat microfonul. Ea știa tot despre toate. Toți ceilalți senatori erau niște proști, ceea ce nu este tocmai departe de adevăr. Bun! Bun. Uite că pe alocuri rezonez cu fondatorul sus. Așa. Dar care au fost rezultatele? Zero. Parlament vine din franceză, de la parler, a vorbi și mentir, a minți. Vezi că știe. Da, eu am citit românește, că nu vreau să, eu nu știu cum a gândit omul, așa că n-am citit în franțuzește. Deci a spune minciuni. Deci parlament vine de la a vorbi și a minți. Da. Bun, ok. Asta a făcut Diana Șoșoacă timp de aproape 4 ani. A mințit pe banii noștri și a mințit atât de bine încât a ajuns să-și creadă propriile minciuni. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, înțeleg pe cei care cască gura la ea ca la sfintele moaște. Însă, cum orice activitate ar trebui să se finalizeze cu ceva și cum rolul Parlamentului este să dea legi, hai să vedem la elaborarea câtor legi a participat senatoarea. Păi, după știința mea, în afară de faptul că a bătut apa în pio zi de zi, nu a avut decât două inițiative legislative care nici măcar nu au intrat în atenția plenului, împotmolindu-se la comisii. Deci n-a propus, n-a participat la elaborarea niciunei legi, nu i s-a aprobat niciun amendament, n-a făcut altceva decât cir și spectacol de cele mai multe ori de prost gust. Cu alte cuvinte, a luat banii degeaba. Au să sară șoșocari în sus. Da, însă a ajutat multă lume. Pă bune, păi femeia asta nu a fost interesată decât de propria persoană, nici măcar familia nu a interesat-o. S-a folosit de oameni doar cât a avut ceva de câștigat, apoi i-a abandonat fără regret. Sunt multe exemple, vă dau doar două cu notorietate. Cazul Gașpar și cazul Covaci. Nu că Daniel Gașpar sau Valer Covaci ar fi niște victime inocente. Deci observ că doi oameni din anturajul doamnei Șoșoacă, ultranaționalista frenetică, se numesc Gașpar și Covaci. Așa. Gașpar mai are puțin și iese Șoșoacă, da. Gașpar mai are puțin și iese din spitalul de psihiatrie după mult timp petrecut acolo, iar Covaci a fost dat afară din poliție pe drept, zic eu, și lăsat să se descurce singur. Mai sunt și alții care au avut experiențe asemănătoare cu ea. Bă, mai încoace. Vreau asta cu banii. Stați așa. Ea însă s-a purtat la fel și la scară mai mare și în ceea ce privește unele probleme de interes național. Vezi cazul Mintia. A strâns bandă la fraieri într-un cont, a făcut multă gălăgie, a făcut multe promisiuni, s-a bătut cu pumnul în piept, finalul a rămas cum s-a stabilit. Dar cu zecile de oameni care au făcut eforturi imense să vină la Deva să o susțină, cum rămâne? Nici scuze nu și-a cerut. A dispărut cu banii ca măgarul în ceață fără nicio explicație. Se pare că banii din contul Mintia, oricum, o bună parte din ei au fost folosiți de ea și de Lazarus pentru mici excursii și alte relaxări. Ratu, relaxări cu mele. Asta e în pandemie cu relaxările, da. Un alt exemplu edificator este hidroelectrica. În loc să lupte pentru păstrarea ei în patrimoniul național, ca un naționalist suveranist ce se dă, Șoșoacă a militat pentru listarea la bursă. A venit ea cu ceva argumente, gen tot poporul va putea cumpăra acțiuni. Însă realitatea era cu totul alta. De fapt, listarea hidroelectrica însemna pierderea sa în favoarea băieților deștepți. Diana intenționa ca împreună cu Lazarus să înființeze o asociație, de fapt a înființat-o, prin care să atragă bani de la fraieri, să cumpere acțiuni ce urmau
continuau să fie administrate de ei, iar în final să o ducă bine ei și familiile lor. Nici pomeneală de patriotism, de empatie față de cei amărâți, ori grijă față de bogățiile. Bă, nu vedeam așa istrață, sincer spun. Bă, o vedeam așa, mai degrabă beneficiara incapacităților intelectuale ale unor oameni, dar pe de altă parte nu vedeam așa cum o profilează domnul Gib. Gib Gabriel, da. Așa cum o profilează, domnule, pare exact așa cum noi o imaginăm, adică pare foarte, foarte bine dotată din punct de vedere al capacităților de a produce bani. Nu părea producătoare de bani, deci părea ultimul lucru la care mă puteam gândi la Șoșoacă erau banii. Bun, dar, stai o secundă, nu știm dacă e adevărat ce zice domnul Gib. Bine, nu știm dacă e adevărat, dar acum... pare adevărat, după cum vor